Scumpă pentru popor, profitabilă pentru stat. Companiile energetice la care statul român este acționar au cumulat profituri de 10 miliarde de lei anul trecut. Hidroelectrica este în top cu 4 miliarde de lei, iar Transelectrica se poate lăuda că este de 1000 de ori mai profitabilă decât în anul precedent. Colegul meu, Sergiu Cora, are mai multe detalii în acest caz. Cel mai mare profit net în bani a fost realizat de Hidroelectrica, o companie controlată de Ministerul Energiei. Și vorbim despre 4 miliarde de lei în bani, doamnelor și domnilor, pentru 2022 față de 2021. Procentual față de anul precedent, creșterea este de 32,7%. Cea mai mare creștere în procente, totuși, a avut-o Transportul Național de Energie Electrică, adică Transelectrica, care are ca acționariat secretariatul general al guvernului și a cărui profit anul trecut a fost de 1175 de ori mai mare față de 2021, adică undeva la 529 de milioane de lei. Electrica S.A., distribuitor și furnizor de energie, unde statul român are o participație de 49%, a încheiat primele 9 luni din 2022 cu un profit net de 533,7 milioane de lei față de aceeași perioadă din 2021, o creștere de 640%. Când vorbim de gaze, producătorul național RomGaz a încheiat anul cu un profit de 2,54 miliarde de lei, în creștere cu 37% față de anul precedent. Și societatea TransGaz a obținut un profit bun anul trecut de 368 de milioane de lei, în creștere cu, atenție, 97% față de 2021. Aici însă, acest profit se datorează și investițiilor susținute în infrastructura de gaze pe care această companie a statului le realizează constant.